Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom face salată de paste cu tort. Aici avem pastele, farfale, eu am ales să folosesc farfale. Iar aici avem tonul. Și prima oară o să punem pastele la fier în apă cu sare. Am fiert pastele, iar apoi am pus o lingură de ulei peste ele. Iar acum amestecăm pastele cu ingredientele, adică 2 cutii de ton. Cu maioneză, peste maioneză am pus de smântână ca să nu fie grăcioasă, o conservă de porumb și cu castraveți. Eu am tocat cam 5-6 castraveți. Iar apoi punem sare și piper. Tonul trebuie scurt, de ulei să fie scurt. Acum punem o conservă de porumb. Acum punem castraveți murați. Maioneza, iar apoi punem. Sare, piper și amestecăm. Am terminat salata. Este gata, arată super bine și foarte apetisantă. Sper să o încercați și voi, sper să vă placă. Eu am fost Eric și ne vedem data viitoare.